Salutare, prieteni! În contextul unei societăți ocupate care nu mai are timp să aștepte știrile de la ora X, mediul online tinde să devină tot mai accesat, iar noi, jurnaliștii, testăm diferite metode de streaming. Personal, dincolo de streaming-ul cu telefonul sau cu tableta, cu programe sofisticate, am testat diferite device-uri specializate care să-mi ofere puțin mai mult. Livestream Broadcaster Pro, apoi TeraDec, astea combinate cu programul Live to Ear a celor de la iPad, am testat și micuța cameră Mevo care face multicam într-un screen 4K, am testat și camera JVC GI HM200 care face streaming nativ. Astăzi vorbim de YOLOBOX sau YOLO Life. Ca raport preț-calitate și facilități, este poate cea mai bună ofertă a momentului pentru jurnaliști. YOLOBOX este practic un mini-studio de televiziune foarte portabil, un mixer audio și video. Cutia conține aparatul care seamănă cu un monitor de 7 inci, ce poate fi atașat cu ușurință pe una din camere, chiar prin suportul inclus în pachet. Se mai livrează manualul, alimentatorul prin USB tip C, două cabluri HDMI. Am testat portul card SIM și nu funcționează. YOLOBOX este prevăzut și pentru tehnologie 5G și poate viitorul ne va rezerva o surpriză în acest sens. Dar mi-au dat în schimb un dongle care, dacă pun în el cardul SIM, pot folosi internet LTE 4G. Sticul ăsta este puțin cam lat și atenție, o să trebuiască să vă faceți rost de un adaptor USB 3.0 mamă-tată ca să nu blocați o intrare HDMI. Tot pe USB 3.0 poți pune și ca intrare un card de captură. YOLOBOX folosește sistemul de operare Android și este dotat cu un acumulator generos. Trebuie să vă spun că în timpul streamingului, dacă intenționați să rămâneți prea mult într-un cadru, este bine să apăsați butonul de power, ecranul se stinge, iar YOLOBOX continuă să facă streaming mai departe ca și cum ar fi ecranul aprins și veți face o economie de baterie. La prima pornire trebuie să vă înregistrați folosind o adresă de e-mail. YOLOBOX are două intrări HDMI, ieșire HDMI, un port USB 3.0, o intrare audio, o intrare de internet, port pentru SIM card, modulul Wi-Fi intern, ieșire de căști și modul card SD. Am ales ca sursă video pentru experimentul de astăzi un clip de pe cardul SD, pentru că da, poate integra în stream și clipuri publicitare sau altele. Odată creat streamul și selectate sursele video și cele audio la care putem ajusta nivelul, trebuie să alegem locul unde facem stream, pentru că YOLOBOX poate trimite atenție simultan în mai multe direcții ca Twix, Twitter, YouTube, Facebook sau custom RTMP în site-ul dumneavoastră. Și de aceea trebuie să selectăm unde dorim să trimitem video pe care îl înregistrăm. Pentru o transmisie HD 720, papă cam 2,5 mega pe secundă, iar dacă vrem un Full HD 1080p, vorbim de 5,5 mega pe secundă. Se alege locul unde se face streaming și vedeți că am adăugat foarte simplu Facebook. La YouTube a mers bine o perioadă, iar acum, după ultimul update de software, au anunțat că sunt în discuții cu Google pentru ceva modificări. Până atunci merge și custom RTMP în YouTube. În timp ce facem streaming sau independent de asta, YOLOBOX poate înregistra pe card totul așa cum am făcut switch de canale, cum am montat overlay-urile și așa mai departe. În plus, putem adăuga o siglă care trebuie să fie pe cardul SD și vă recomand formatul PNG cu transparență. Sigla poate fi redimensionată, repoziționată, după cum observați, și la fel pentru burtiere cu nume și cu logo. În plus, se poate adăuga un crawl text care să curgă permanent sau doar o singură dată.
Este posibil ca textul și sigla să meargă concomitent, deci în același timp. Am pus la intrarea HDMI chiar camera care filmează acum, așa doar pentru exemplu, pentru a putea avea o a doua sursă cu care să fac și picture in picture, pentru că YoloBox poate face streaming și cu picture in picture. Sursele se comută foarte facil, după cum observați în timpul streamului, puteți lucra și pe volume sau schimb de surse audio, se pot adăuga și șterge clipuri din cardul SD în timpul emisiei online. De reținut că dacă pui pe card un clip cu rezoluție mai mică, face automat upscale și îl redă full screen. Înregistrările de pe card nu sunt într-un singur fișier, probabil din considerente de viteză și mărime. Încercați să cumpărați din Europa, pentru că prețul este cam peste tot $1,100. Dacă luați din extracomunitate, aveți viață grea cu DHL România și în plus cam 1800 de lei vamă. Dacă a fost util, un subscribe este binevenit și răspund în privat pentru cei care își doresc mai mult de atât. Mulțumesc frumos!